Bună, mă numesc Adela. Știu că nu sunt nici prima, nici ultima fată care a rămas însărcinată la doar 14 ani. Dar vreau să vă spun experiența mea și cum am ajuns să cred eu că sunt blestemată. Eram în clasa 8-a atunci. Îl aveam pe primul meu iubit, Ștefan, de circa un an. Până în acel moment între noi nu s-a întâmplat nimic. Nu eram eu genul de fată care atunci când cunoștea un băiat își pierdea mințile. Dar eu chiar am crezut că noi vom fi pentru totdeauna împreună. Nu știu, pur și simplu am simțit. Nici eu și nici Ștefan nu am mai avut experiențe până atunci. Nu știam exact cu ce se mănâncă o relație, deși aveam acces la internet în acea perioadă. Dar părinții noștri erau foarte stricți și ne controlau din punctul ăsta de vedere. De exemplu, mama avea o aplicație pe telefon în care vedea orice site accesez eu de pe telefonul meu. Deci categoric nu aveam cum să-mi iau foarte multe informații fără ca mama să-și dea seama. Iar legat de comunicare între mine și părinții mei era o punte imensă. Nu vorbeam decât despre cum e vremea și chestii basic de la școală. În vacanța de vară, părinții lui Ștefan au fost plecați pentru 2 zile la munte. El a rămas acasă pentru că se simțea rău, iar eu, ca o iubită bună ce eram, m-am dus să-i țin companie. Nu am avut pentru nicio secundă vreun plan să ajungem la altceva, pur și simplu s-a întâmplat. Da, în acea zi, eu am fost cu Ștefan pentru prima oară și el cu mine. Nu știu de ce, dar eu nu m-am gândit niciodată la o posibilă sarcină. Pur și simplu nu-mi trecea prin minte așa ceva. Asta până când am avut o discuție cu prietena mea. Ok, dar măcar ai avut grijă de tine? Măcar te-ai protejat? Adică, Doamne ferește, o sarcină la vârsta asta nu e tocmai o binecuvântare. Și nu e vorba doar de sarcină, e vorba și de anumite boli care se transmit pe calea asta. Adică, eu nu am făcut așa ceva, dar mama a vorbit mereu deschis cu mine și m-a învățat ca să fiu pregătită pentru orice. Dacă îți zic că nici nu m-am gândit la asta, mă crezi? Nu știu, pur și simplu a fost un moment frumos și atât. Niciunul dintre noi nu s-a gândit la treaba asta. Și acum când mi-ai zis, fac pe mine de frică. Ți-am zis că mama niciodată n-a vorbit cu mine și nici nu m-a lăsat să-mi iau eu propriile informații. Dacă știam că tu știi mai multe, vorbeam cu tine. Dar ți-am zis, nu mă gândeam la asta, nici eu și nici Ștefan. Nasol! De asta se ajunge de atât de multe ori la lucruri de genul. Pentru că părinții nu vorbesc deschis cu copiii lor. N-ai ce să faci acum, trebuie doar să-ți iei un test de sarcină și să te rogi să fie negativ. Mi-am ascultat prietena și am fugit timid cu ea la farmacie să-mi iau un test de sarcină. Bineînțeles că niciuna dintre noi n-a putut interacționa cu farmacista, așa că ne-am apucat să căutăm prin alte magazine în care să nu trebuiască să interacționăm cu cineva. Mi-am făcut testul de sarcină chiar la școală și ce credeți, a ieșit pozitiv. Prietena mea mi-a spus că există posibilitatea să fie fals pozitiv, așa că am mai încercat. Ne-am strâns toți banii, am cerut și lui Ștefan bani și am luat cred că vreo 7 teste de sarcină, dar toate au ieșit pozitive. Bineînțeles că imediat după i-am spus lui Ștefan adevărul. Aveam încredere în el că nu mă va abandona în acele momente și chiar așa a fost. Nu știam ce să fac pentru că am început să mă simt și rău, probabil din cauza că m-am panicat, așa că ne-am dus la doctor. Când am ajuns în cabinetul doctoriței, ea s-a uitat lung la mine și a ieșit din cabinet. După s-a întors, ne-a lălăit destul de mult și mi-a confirmat că sunt însărcinată. Dar la 15 minute a apărut și mama. Aparent, când doctorița m-a văzut și mi-a văzut numele, și-a dat seama că eu sunt fiica prietenei ei din liceu, și anume mama. Și bineînțeles că a chemat-o. S-a lăsat cu mare scandal, sincer. Nu mă așteptam ca mama să afle așa. Ne-a dus pe amândoi acasă, ne-a certat foarte rău și i-a chemat și pe părinții lui Ștefan. Și s-au pus toți acolo în jurul mesei să decidă soarta copilului nostru. Eu pur și simplu nu aveam niciun cuvânt de spus. Părerea mea și a lui Ștefan chiar nu conta. Părinții mei voiau cu orice preț să renunț la copil. Iar părinții lui Ștefan, fiind oameni religioși, nu puteau permite asta și eram împinși dintr-o parte în alta. Cred că au stat până la 2 noaptea la discuții, dar atunci nu au găsit nicio rezolvare, ba chiar s-au certat mai rău.
A rămas cumva să mai așteptăm puțin și să luăm decizia următoarea săptămână, doar că mama nu a lăsat lucrurile așa, iar a doua zi de dimineață m-a trezit cu noaptea în cap să mergem la spital fără să știe nimeni. Nu înțeleg, mamă, ce căutăm la spital? Parcă era vorba să mai așteptăm până să luăm o decizie. Așa-i spus aseară. Dă măcar telefonul să-l sun pe Ștefan să-i spun să vină. Am nevoie să fie lângă mine. Și nu înțeleg, ce facem mai exact aici? Nu-l sun pe niciun Ștefan. Mergem ca să renunți la acel copil. Nu o să te las să-ți distrugi viața așa. Crezi că un copil e o păpușă care stă locului toată ziua? Nu e deloc așa. Și nici să nu crezi că o să ți-l cresc eu. Ești prea mică să ai astfel de responsabilități pe cap. Tu trebuie să-ți vezi de școală, trebuie să faci o facultate și să mă faci mândră. Mai târziu ai timp de făcut copii. Oricum Ștefan nu e bărbatul potrivit. Asta e o relație de adolescenți. După, când vei întâlni un bărbat pe sufletul tău, crezi că te va mai primi cu un copil? În niciun caz. Nu am mai avut ce comenta. Pur și simplu mi-am ascultat mama și am renunțat la copil. Nu pot să zic că simțeam vreo durere că a trebuit să fac asta. Nici eu și nici Ștefan, atunci când i-am spus. Dar vă dați seama, eram niște copii, nu conștientizam noi prea multe. În schimb, părinții lui Ștefan m-au blestemat în fel și chip. Mi-au zis că își doresc să nu mai am parte niciodată de un copil. Atunci nu i-am băgat în seamă, dar timpul a trecut. Eu cu Ștefan nu ne-am despărțit. Am mers și la facultate împreună și chiar în anul 2 m-a cerut de soție și am făcut nunta în secret. Mă rog, cu nunia civilă. Părinții mei nu îl suportau pe Ștefan și nici părinții lui nu mă suportau pe mine, deci eram doar noi doi contra tuturor. Chiar și așa, relația noastră a rezistat și încă rezistă. V-am spus de la început că am simțit treaba asta, că am simțit că e iubire pură între noi doi. Doar că în momentul de față avem două probleme. Familia, care mereu se bagă, și faptul că blestemul s-a împlinit, să spun așa. De mai bine de 2 ani încercăm să facem un copil, pentru că amândoi ne dorim din tot sufletul. Însă eu nu mai pot. Nu știu care ar fi motivul. Medical vorbind, nu am nicio problemă. Deși mi-am făcut foarte multe controle, nici la Ștefan nu e vreo problemă. Și de multe ori când stau și mă gândesc, îmi amintesc de blestemul pe care mi l-au pus pe cap părinții lui. Dacă atunci nu am simțit niciun regret că am renunțat la copilul nostru, acum că mă uit în spate, e altceva. Singurul lucru care mă întristează e faptul că nu am luat eu decizia și am lăsat-o în mâinile mamei mele. Dacă luam noi decizia, indiferent care ar fi fost ea, poate vedeam altfel lucrurile. Nu știu cum ar fi fost mai bine, chiar nu am cum să știu asta. Clar nu eram pregătiți pentru a avea un copil, doar că acum suntem și nu putem avea. Și chestia asta ne cam dărâmă.